de 10 ori mai mare decât arena din Paroa. Uitați! Este drona tigrului alb! E campion în arenă! Poate că și el are nevoie de piese aqua. Tigrul alb are deja o grămadă de piese. Luptă doar ca să se distreze. Împotriva lui. Corto? Atunci să înceapă lupta! Încearcă să ne-o aduce înapoi întreagă. Nici o problemă. De ce vă e frică? Voi chiar aveți impresia că sunt inconștientă? Da! Să începem! O să intrăm în forță! Vino și lovește-mă, lașule ce ești! Oh, nu! Iată mea, gheruță! Se pare că cineva a pierdut! Nu pot să cred că m-am lăsat învins de o slăbuță ca tine. Îmi este și rușine. Te-am mai învins? Ne cunoaștem cumva? Dacă așa pilotezi tu drone, n-are sens să apar la cursa finală pentru calificare. O să-l faci de râs pe balenă. Ce s-a întâmplat cu energia ta? Cu dexteritatea? Cu toate reflexele tale? Tipul are dreptate. Trezește-te, Corto! Am pierdut destul timp cu tine. Ia-ți la revedere de la crabul tău. La atac! Enki, Mouse, aveți vreo idee? Crabul bazuca dă cu pietre din lagună pentru a doborâ prada pe care și-a ales-o. Fantastic, Enki, doar că noi nu suntem în lagună și nu văd nicio pietricică pe aici. Nu avem pietre, dar avem o gheară. Ești cea mai tare, Mouse! Oh, frumos din partea ta! Îți adun gheruța de pe jos înainte să renunți? Fii atentă, Corto! Dacă vrei să-i perforezi armura, ai nevoie de un impact de peste 8000 de kiloplanctoni. Sunt cu mult peste ce putem noi, dar ar trebui să amplificăm puterea cu ajutorul forței centrifuge. Bine, bine, forță nu știu de care. Am notat, să mergem! Ce vrei să faci cu gheara aia? Mă scarpin pe spate? Chiar așa! Ha!